Deci este o întrebare frumoasă, aș zice eu, pentru că asociația PLAI a avut, aș zice, nu știu cum să zic, norocul poate, ca să fim legați de această problemă tot de o perioadă mai îndelungată. Mă refer la deschiderea Bisericii Ortodoxe din orășelul Moncalieri, chiar din nu departe, din suburbia orașului Torino. L-am ajutat pe Părintele Gheorghe să deschidă această biserică care deține de Patriarhia, am înțeles eu, sau episcopia, pentru că nu sunt prea expert în religie, vă rog să mă iertați, dar așa, în linii generale, ca să înțelegeți, care deține de Patriarhia de la Moscova. Am lansat această biserică, am colaborat o perioadă cu ei până la un anumit moment, când ne-am dat seama că a doua generație de emigranți, și anume copiii noștri, copiii care nu mai sunt copii, dar nici adulți nu prea sunt. Vorbesc de vârsta de 16, 20, 25 de ani. Deci este acea vârstă de emigranți care nu cunosc limba rusă. Deci ei au fost luați din Moldova într-o vârstă foarte fragedă, când în clasele primare, să zicem, nu au reușit să învețe limba rusă. Venind aici în Occident, au început să vorbească la perfecție limba italiană, limba engleză, limba franceză, limba germană și câte un pic limba română, dar mult mai puțin. Deci limba română rămânând așa în ambientul de familie. Dar limba rusă a rămas o limbă străină, dar străină de tot. Și atunci, când mergeam chiar cu fetele mele la biserică, observam că dura atenția nu chiar pe mult timp, pe o perioadă foarte scurtă, după care se plictiseau, anume din simplu motiv că nu înțelegeau ceea ce se în limba în care se ducea Sfânta Liturghie. Atunci, în acest an, în luna mai, am avut un alt noroc și a poposit aici la noi, la Torino, Părintele Pavel Goreanu, originar și dumnealui din satul Puhoi, raionul Hâncești, sau Ioveni, nu mi-aduc aminte. Dar cu o inițiativă frumoasă ca să deschidem o biserică ortodoxă, dar care ar deține de Patriarhia de la București. Deci o biserică ortodoxă unde s-ar sărbători sărbătorile exact așa cum le sărbătorim noi în Moldova, pe calendarul, după calendarul pe gregorian, dar Sfânta Liturghie și toate slujbele bisericiești să fie făcute în limba română. Și era exact ceea ce ne lipsea. Și atunci ne-am avântat cu toții să ajutăm această inițiativă spre bucuria noastră în data de 6 mai, chiar în centrul orașului, în Via San Massimo, în centrul istoric al orașului Torino, am avut bucuria să fie slujită prima liturghie în sărbătoarea Sfântului Gheorghe, biruitorul tuturor dușmanilor. Dar a durat bucuria foarte puțin, pentru că la sfârșitul lunii mai
Această biserică a fost închisă cu simpla motivație că în centrul orașului sunt deja 4 biserici ortodoxe. Și atunci am fost nevoit să facem o scrisoare pe care v-am trimis-o și dumneavoastră la redacție, dar îmi cer scuze pentru că am scăpat din vedere anume momentul că limba italiană poate fi un obstacol. Deci în limba italiană le-am explicat arhiepiscopatului din Torino de ce avem nevoie de o biserică care ar face slujbele în limba română, dar să respecte calendarul vechi gregorian. După care acest apel din partea asociației noastre a fost auzit, a fost examinat și în ziua de 27 octombrie, în sărbătoarea Sfintei Parascheva, ocrotitoarea întregii Moldove, patroana Iașilor și a Chișinăului, la Torino vine din nou redeschisă această biserică. Este o biruință, o victorie a noastră, a tuturor și vreau să zic că în fiecare duminică sunt prezentă la această biserică și numărul moldovenilor care frecventează se mărește cu fiecare duminică. Este un fapt foarte bucurător, dar și mai mult mă bucură faptul că acum duminică, după ce s-a terminat slujba, Părintele a lansat un apel zicând tuturor credincioșilor că fiind în post, și anume postul Crăciunului, avem deja dreptul să, pe parcursul slujbei duminicale, să cântăm și câte o colindă. Și atunci când s-a pus întrebarea, dar cine ar putea să cânte aceste colinzi în biserică, s-au găsit foarte multe femei și chiar bărbați, copii, care au zis, venim și noi la repetiție, vrem și noi să cântăm. Deci este în biserica nu numai un loc unde fiecare își găsește un refugiu al său sufletesc, dar regăsește și comoara pierlelor, aș zice eu așa, a culturii și a tradițiilor noastre, pe care le-am păstrat. Le-am păstrat ignorând miile de kilometri care ne despart de casă și ignorând chiar distanța anilor care ne despart de cei scumpi și dragi. Este o chestie spre care am visat, am văzut ca scop și văd că încet, încet acel scop începe să se realizeze. Este o victorie.